God save the king! God save the king! God save the king. Dumnezeu să-l apere pe rege. Și regele Charles al III-lea. Un moment unic în viața unui rege. Este singura dată când această coroană va fi purtată, singura dată când este așezată pe cap. God save the king! God save the king! Important moment. Punerea coroanei pe capul regelui Charles al II-lea așezat pe scaunul de încoronare. Iar sub scaun are piatra destinului, iar sub tron este mormântul lui Eduard Mărturisitorul. Această coroană, așa cum am mai spus, dar este momentul să adăugăm, nu este coroana pe care o va mai folosi în orice altă ocazie. Este singurul moment când, vedeți și aceste detalii, arhiepiscopul a avut grijă God să vadă save dacă... The king. God save the king! Tăiască regele! God save the king. Dumnezeu să-l salveze pe rege. God save the king.
Tocmai a fost binecuvântată, s-a cerut binecuvântarea pentru această coroană care va fi pusă pe capul regelui Charles, doamnelor și domnilor. O coroană împodobită cu 2901 pietre prețioase. And the guns have fired here in London and at all the saluting stations around the kingdom and at sea. God save the king. Punctul culminant din punct de vedere spiritual a fost mirungerea. Pe care n-am văzut-o. Pe care n-am văzut-o. Și într-adevăr, și acesta este punctul culminant. Uitați că acum îi se pune pe cap coroana. Și această coroană este mai, reprezintă mai mult decât demnitatea regală. Este, de fapt, semnul unui sacrificiu scump. E vorba de jertfa iubirii pe care suveranul trebuie să o facă. Coroana care aparține Sfântului Eduard. De ce God save the king. God save the king. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru, lume fără de sfârșit. Amin. God save the king! God save the king! Va rămâne ascunsă de ochii publicului până la următoarea încoronare a unui monarh. După acest moment, așadar, regele Charles este, al III-lea... Este, Andrei, un moment important, într-adevăr. Imagini în direct de acolo. Să vedem ce se întâmplă. Într-adevăr, este coroana Sfântului Eduard, considerată cea mai sacră dintre toate. Este utilizată doar în momentul încoronării, moment la care asistăm acum. Să ascultăm ceea ce se întâmplă, dacă putem. God save the king! God save the king! Bună ziua, bine v-am găsit. Aș vrea să vorbim inclusiv despre prințul Harry. Este în costum. Nu i s-a permis să poarte uniforma militară. Știm că la funeraliile reginei Elisabeta a II-a i s-a acordat o permisiune specială. Harry nu stă alături de fratele său, după cum putem vedea și în imagini. Este în rândul familiei extinse. Ar putea fi vorba cumva despre o ruptură definitivă?
Este vorba de o ruptură destul de evidentă și acest lucru nu cred că miră pe nimeni. În ultimii ani deja sunt discuții destul de dăunătoare pentru imaginea coroanei și eu cel puțin găsesc că este normal ca această relație deteriorată să fie marcată simbolic, inclusiv prin această manieră de a arăta care este nucleul dur al familiei pe care îi vedem în spatele regelui și pe prințul Harry, alte personaje care de-a lungul istoriei la fel au avut un rol... Îmi cer iertare că vă întrerup, domnule Mișcoiu. Revin la dumneavoastră în câteva minute. Aș vrea să ascultăm și să urmărim împreună momentul încoronării. God save the king! God save.